And I have, I don't know how many vases. Yeah. And on each vase I put 5 flowers, but 4 remain. So I put 7 in one in each vase and 2 remain empty. The question is, how many flowers and how many vases are there? Am înțeles și eu problema. Deși s-a vorbit în engleză, am înțeles și eu două probleme. 10 plus 4. Tu 10 plus 4, de ce 10? Păi, da. Știi foarte bine. Fii atent ce ne faci, 10 plus 4. Da. Dacă rămas 5 aici, da, 5. Până 5, da. Da? 5 cu 5 da. Face 10 și cu 4, 14. Da. Deci foarte tare. Astea 5, hai să înțelegeți noi. 5-ul de aici și 5-ul de aici pleacă. Sunt goale, da? Da. Nu. Hai să le spunem că astea două de 5 care au fost puse, așa, uite de aici, așa spune. Asta pleacă din asta și asta pleacă de aici și face, ai zis Marica, foarte bine, 5 plus 5 face 10, da? 5 plus 5 plus 4 egal cu 10 plus 4, 14. Da. Aceste 14 trebuie puse în urmă, că 5 erau. Da. 5 plus 2. 5 plus 2 care 5 plus 2 care erau înainte. Câte vaze este? Câte vaze acoperă? Câte două. Câte vaze voi acoperi? 14. Da. 14. Da, 14. Și pun câte două peste cele 5. Și am completat. Câte faci? Flor. Vases. Vaze. Da. Câte două? 14 sunt. 14 vaze. Și le pune câte două. Două aici, o mai rămas 12. Două aici, o mai rămas 10. Două. Trei deodată. Da. Acum a venit pe la puncte pe aici. Da. Două, o să rămân 6. 2, 4, 2, 2 și... Ultimele două le-am pus pe cele. Dar cât muncim noi atât de mult, n-ar fi mai bine să împărțim pe 14 la cât? 14 divizi... La cât? 14. Nu la 14, la cât am pus? Câte până... Nu, așa e. La 2, nu? 14 plus la 2, ca să trebuie câte vaze mai. Nu, nicio linie. Yeah, there is a line there. Yes? Yes, there is. For us to remain, it means something else. Yes, it's different. Da. I know. Împărțit la 2, egal cu... Yes. 7. 7 vaze! Like de 7 vaze, 14, 7 vaze. Dar 7 vaze, chiar așa? Oare sunt mai multe? Ia să vedem, 7 sunt cele două goale. Da, 7 plus 2, 9. Oiei, 7 plus 2. 9. 7 plus 2, egal cu 9 vaze. 9 vaze. Yes! Hai, nu! Uite, pune în față aici. Ia, le pune în față, că a scris deja vases and flowers. Așa, 9 vaze, foarte bine punește așa. Și flori câte sunt? Flori câte sunt? 9 vaze, răspunsul, nu la problemă, 9 vaze. Și câte flori sunt? Ia să mă văd eu aici. Câte flori sunt? Vaze, 9 și flori. Ia să mă văd. 9, 9, 5. Dar facem la 7 sau la 5? Nu știu, voi vă gândiți. Eu să fac la 5. De motivul 49. Ăsta faci... 9, 49? Chiar atâtea sunt? Nu, adică și plus... Plus 4, foarte tare! Da, 45, 5 ori 40 plus 4. E corect? Că atunci când ne punem cât în față, câte 5, punem câte 5, cele 9 vaze sunt plus câte 5, 9 ori 5, 45, da. Și rămân 4 da. Neacoperite. Dar mai puteai face altfel. La flori.
Da. Cât e 7? 7. Ori? 7 ori? Ori 7, sigur că da. Și egal cu 49 deodată. Deci ori ori 5 și plus cele care rămâneau, ori ori 7 vaze 49. Mă, fetelor, mă, ce ai ieșit de frumos? 49 vaze? Oare nu? Nu, 49 de flori. Răspuns 49 de flori. Mă, fetelor. Asta se facă acum. Oare eu, la întâmplare, au dat 4 acela că au rămas? Eu nu știu, aici am o problemă. Oare 4 acela, dacă punea alt număr, mai ieșea problemă? Da. Ia să încercăm. Deci, lăsăm tot cu te 5, lăsăm că da. Două rămân la fel. La întrebarea mea, patru acela a avut vreun rol? A fost interesant? Când a fost interesant când a 14. Da. Dar dacă punea 6, nu, 3 flori, că au rămas. Dacă o să fie 3 flori, este asta. Așa? Cât este? 13. Așa. 13, corect. Și acum 13 da. Ăsta, 13. Pune câte două, câte două, câte două. 13 în parte la 2 este 6 cu... Oh, 6 nu sunt parte. Nu, 6 cu 5 sau 6 și 6 cu... Deci ce se întâmplă cu lista asta? Nu se pot pune exact, nu se împarte exact, nu ar fi numărul de bază. Deci cât era esențial să rămână aici obligator un număr, ce fel de număr? Cum se spune even? Par. Un număr par. Dar știi de ce? Nu știi, nu știi, nu, lăs mai privind la problemă, că problema mi se pare fantastică, o problemă spectaculoasă. Ana. Deci Maria aici mi-a dat 4, parcă gândi foarte frumos, Maria, unde ești Maria? Hai. Gândi foarte frumos, pentru că cu 3 nu mergea, cu 5 ar fi, cu 5 ar fi mers? Nu! Dar cu 7? Nu! Cu 6 da! Cu 6 da! Deci 4 sau 6 sau 8, deci numai numere pare. Da, fiindcă au fost 2, da. 2 aici. Dar dacă lăsai că rămân 3 goale. 3 goale, 3 ori 5 face, de 3 ori câte 5 făcea 15. Și cu un număr par, un număr impar. O să fac 2, 15 plus 2. 4. 15 plus un număr par. Da. Cât ar fi cu 15 cu 4? Ia să vedem. 15 cu 19. Și 19 se mai împarte la 2? Nu. Nu. Deci... E foarte important. Număr par și număr par. Deci îți dea număr par și dincolo număr par. Adică, cu alte cuvinte, dacă aici lăsăm un 3 vaze, nu merge problema. Deci e foarte interesantă chestia. Ana, ia gândește tu să faci cu număr impar da, de vaze. Da, 3. Dacă crezi că merge, gândește. Hai să dăm drumul la 3. Gândește. 15 plus 3. Propune Maria, Ana, acum. Suntem atenți, Ana, cu Maria. 15 plus 3 este 6, nu, 7, nu, 18. Ok. Și 18 împărțit la 3. Da, la, nu la 3, la 2. Dacă vreau 3, poate să fac și la 3? Nu pot să fac la 3, la 2. 11, da, poate. Este 9. Deci e bine dacă mergi cu 5, 5 în toate, pui câte 7 în fiecare, adică pui, adaugi 2 ori, și atunci tu ai gândit, dă să facem problema asta care îmi place acum, formulată de tine. Deci vorbești în engleză, am un buchet mare de flori. I have a bouquet big with some flowers. You don't know how many. Yeah, you don't know how many. And if I were to put 5 in each of these vases... Pune, pune, pune câte 5, să vadă toți prietenii noștri.
Da. I will have 4 left over. Are you sure? Cât vrea ea, să vedem. Ok. 4? Last 4? No. 3. 3 left over. And I'll have 7. And I will have 2 vases here left over. So what I do is I take this 5 and I multiply it by 3. I will have 15. And 15. Dar ai spus 3 vaze. Asta înseamnă că aici... Did you say 2 or 3 vases empty? Das. Sorry. You must... Yeah. Sorry, I thought I... Pune-mi încă una, că au rămas 3, ai spus, da? Nu, no, dar eu vreau cu 2. Cu 2? Merg foarte bine. Merg cu mâna ta. If I have 2 here, then I'll have 10. And 10 plus 3 is 13. And... Fiindcă pun câte 2 în completare. If I da? Put 2 here. Adică 7 egal cu 5 plus 2. Da. Atunci am să parte 13. 5 plus 2. Nu pot să fie. Nu merge. Dar am făcut asta era. What was different, Anna? You had something different there. You had a 15 instead of 10, right? Yeah. How did you come up with 15? Așa, așa, să rămână 3 vaze. Obligatoriu 3 vaze. Can you redo? Deci nu la întâmplare, nu la întâmplare, ci okay. I will redo it. Don't worry. We can cut. And what did you cut? Cut that part in 3. Yeah, we will do that. Okay. I have some flowers in a bouquet. If I have 5 in each vase, I will have 3 left over. If I have 7 in each vase, I will have 3 empty vases. I take this 5 and I multiply by the number of vases, 3. So, this would be 15 plus this 3 is 18. And 18 divided by 2 is 9. So I will have 9 vases. From this point on, I can find out how many flowers I have because I know how many vases. 7 plus 2. Da. Deci sunt în total câte ai spus tu? Ai spus câte vaze sunt aici? De până din desubt. De cât așa. 9. 9. Good. So, how many in total? Because you have 9 with flowers, but... Yeah. Așa. 5. Și întrebarea este câte vaze sunt și câte vaze și câte flori sunt. Vaze. Cu Z, nu cu S. She wrote in English. Ah, am scris în engleză. Am înțeles. Flori. Da, deci ea de-a vedea că scrie numai în engleză. Da. Vaze câte sunt asemenea? 9 vases. Are you sure? Sigur? Nu. Că trebuie să... Adaugi? Da. 3. 9 plus 3, simple. 12. 12. Ah. 12 vases and flowers. Așa, unghia e scăpată. 12. Ia o altă. Ori? Ia, cred că adică așa. Că tu s-o rămas cu degete. Așa. 12.
ori. Cinci. Mhm. Este... Șaizeci de flori. Da, asta e totul? Nu uiți ceva? Da. Ce? Ia să vezi. Trei. Așa! 63 că a rămas prin neacoperit. Altă variantă. 7 mulțit cu cât? 7, 9, 63. Este extraordinar. Foarte frumoasă problema. Deci ce am înțeles eu? Numărul ăsta nu se dă la întâmplare. Okay. Do you want to take a break? I'm gonna go. Yeah.